sper ca anul ăsta să ies eu pe locul întâi pentru prima dată în viață. Când mi-a făcut plăcere să vin pentru al șaselea an la această Olimpiadă Națională de Matematică. Îmi place să gândesc logic și să găsesc soluții la probleme. Pentru mine, Olimpiada a încetat să mai fie un concurs la care vin, doar pentru să câștig premii și mai mult o chestie la care vin doar din pasiune. Avem o generație foarte bună de copii de clasa 12, deși și foarte mică, și se pare o generație foarte bună de clasa 9 și o generație foarte bună de clasa 7. Nu știu de ce și nu știu cum, dar probabil că în momentul în care într-un loc apar unul, doi lideri, unul, doi copii care sunt extrem de entuziasti și dotați, trag și pe alții după ei să creează o școală. Eu am participat anul trecut și la Olimpiada Internațională de Matematică din Africa de Sud, unde am obținut medalie de argint. Subiectele nu au fost nici foarte grele, dar nici foarte ușoare. Am făcut foarte repede 3 dintre probleme și la cealaltă m-am chinuit destul de mult, fiindcă nu mi-eșeau convergență la o problemă. Eu cred că la unele clase subiectele de anul ăsta sunt puțin mai grele decât au fost anul trecut. Am încercat să combinăm tehnica matematică și cunoștințele matematice cu cele de numărare, deci de privire combinatorică și de imaginație. Am făcut cam jumătate, dar nu sunt sigură de ce rezultatul final. Nu știu, a fost puțin timp pentru dificultatea subiectelor, în opinia mea. Singurul lucru pe care aș vrea să-l critic e faptul că modalitatea în care se fac contestațiile nu mi se pare potrivită, fiindcă s-a schimbat sistemul de contestații, în sens că nu mai poți discuta cu profesorul care ți-a corectat lucrarea ca să ajungeți la un numitor comun. A fost cândva o cutumă în care, într-adevăr, el avea posibilitatea, cu ani în urmă, să stea de vorbă cu profesorul corector, dar de la apariția acestui regulament, această cutumă s-a epuizat. Și pe undeva este și firesc. În momentul în care vorbim de teze secretizate, în momentul în care profesorul discută cu teza deschisă, ce obiectivitate se mai poate fi la rezolvarea respectivă? În principiu nu se mai face deloc în liceu geometrie. Asta a fost o mare greșeală a anilor 90, în care printr-o hotărâre birocratică din dorința de a avea matematica legată de fizică, s-au introdus vectorii și s-a eliminat acea geometrie sintetică care face deliciul gândirii la vârsta asta și care este cel mai bun antrenament pentru gândire logică. Noi acum 30 de ani eram poate cei mai buni la geometrie și am ajuns să nu mai fim între primii 10 la geometrie. Da, este în momentul acesta o preocupare de a reveni la geometria clasică. Cred că în aproximativ cam 2 ani de zile. Pentru că de-abia în momentul acesta s-au făcut curiculele la clasa 3-a, 4-a. Probabil urmează să, în curând, să înceapă curicula la clasa 5-a și poate paralel cu clasa 9-a. Pentru mine, Olimpiada a încetat să mai fie un concurs la care vin, doar pentru să câștig premii și mai mult o chestie la care vin doar din pasiune. Și pentru că îmi place să rezolv probleme de matematică. O să merg la Harvard din toamnă, unde am fost admis. În general, elevii au de la colegii mei și de la alte clase că se plâng, este foarte multă materie și foarte multe teme, dar pentru a pune o bază în matematică, indiferent că e vorba de BAC sau de Olimpiadă, trebuie să lucrezi foarte mult. E necesar o temă foarte mare, deși lumea se plânge, pentru că este normal, vor timp mai mult timp liber. Întotdeauna e un program încărcat și de multe ori ai momente în care vrei să renunți, pentru că te uiți în jur și colegii tăi, prietenii tăi au timp și de alte lucruri, ies mai mult afară. Când tu stai în casă și lucrezi, nu e cel mai plăcut sentiment. Îmi place să gândesc logic și să găsesc soluții la probleme și am o anumită satisfacție în momentul în care observ că am reușit să fac ceva ce poate altă lume n-a știut sau pot să le explic și altora, să le împărtășesc experiența mea și cunoștințele mele, să-i ajut pe ceilalți, e o satisfacție. Eu aș vrea ca părinții să mă asculte în primul rând. Nu înseamnă că dacă un copil reușește fantastic la Olimpiadă și este presat să se pregătească fără să aibă o dorință specială, el pierde o pregătire intelectuală și nu are șanse să se dezvolte. Olimpiada de matematică și, în general, olimpiadele sunt niște competiții făcute pentru niște copii care au un mod special de a gândi rapid, în termen limitat. Există matematicieni și oameni de știință, premianța ai premiului Nobel, alții cu medalia Fields la matematică, care n-au avut niciodată în școală rezultate la olimpiadă. Din punctul meu de vedere, se pune mult prea mare presiune pe acești copii de clasa 5-a, 6-a. De
de către concurs în sine. În clasa 1-4 e obișnuit cu calificative. Acum vine cu un punctaj sec, clar, precis și care de multe ori s-ar putea să producă niște deziluzii foarte mari în rândul acestui pot. Un sfat pentru cei ce vor să devină olimpici este să își urmeze pasiunea și niciodată să nu lase motivația asta legată de premii și de rezultate la olimpiade mai important decât ceea ce vor ei să facă, ceea ce le place, pasiunile lor, să descopere cu adevărat ceea ce le place.